Bă, domnule Motambă, nu mai fac tăgălăgii, bă, când ne aude omul de la geam. Dar nu fac băgălăgii! Da, bă, când ne aude omul de la geam, domnule Motan. Bă, să... S-a auzit ușa. Da, bă, s-a auzit ușa. Bă, vine omul de la geam, vine omul de la geam, Pregătește-te să pregătește-ți. tragi! Alo, vine omul de la geam. Alo, băie! Nu mai dați! Nu mai dați! Bă, Nu mai dați! Dragoș! Sunt E eu! Sunt Dragoș! eu! Sunt eu! Sunt eu! Sunt eu! Păi, Oh, aoleu, bă! Păi, Dragoș, bă, am crezut că e omul de la geam. Bă, Dragoș, bă, vezi că ne caut omul de la geam, e pe aici. bă, deci și atenție mi s-a întâmplat, bă. Deci cât timp veneam aici, m-am oprit să mă cac într-o toaletă și când am deschis ușa, era unul care se uita la mine de după boscheți. Păi, bă, ăla e omul de la geam, bă, și sper că nu te urmări până aici, nu? A, nu m-a urmărit, am avut grijă doar să-l țin în spatele meu, nu în fața mea. E bun, e bun, e bun. Hai, hai. Bă, veniți cu mine, bă, să ieșim de aici. Haideți. Haideți, bă, că nu cred că e omul de la geam, cred că suntem liberea. Băi, unde la ceva acolo, bă, băieți? Pam, pam, pam! Ele! Mă făci, aoleu, fugiți! Bă, băieți, eu mă de la geam după mine! Bă, băieți? Băieți! Băieți, veniți încoa, băieți, cred că putem vedea pe geam pe omul de la geam. Bă, putem să-l vedem pe geam pe omul de la geam? Nu știu dacă putem să vedem pe geam pe omul de la geam. Draculas, Draculas. Te dor limotan. Sunt așa speriat, simt că o să mor de inimă, Draculas. Du-te, mă, dracu! Dă-i bă, dă-i bă, că plângi prea mult, bă, te trebuie să ieșim, bă. Bă, ești un bebeluș, bă, nu știi. Bă, Dragoș, bă, nu mai lovi atâta. Haideți, băieți, cu mine, bă, să vedem unde să scăpăm, bă, odată de aici, bă. Bă, hai, băieți, veniți că liber. Hai, bă, băieți, ai venit acum să ieșim, acum, bă. Acum. Bă, nu-i nimeni aici. Bă, pe casă. Unde-i pe casă? Acolo. Băi, domnul... Băi, domnul Motan, Dragoș. A, bă, băieți, m-am speriat, m-am speriat. Acum e șansa noastră să fugim, bă, băieți. Urcați, urcați! Urcați, bă, în mașină! Bă, haide, bă, urcați în mașină! Aoleu, bă, n-am vrut să-l cal, bă! Bă, Dragoș, bă, ia, bă, piciorul de pe accelerație, Dragoș! Dragoș! Dă mâna dreapta! Bă, Dragoș, bă! Bă, nu pot, bă, că Dragoș linge accelerația! Bă, stai puțin, vezi că trag puțin de volan în stânga din greșeală. Aoleu. Bă, Dragoș, bă. Bă, am intrat. Bă, Dragoș, bă, dă-te, bă, jos, că l-am călcat pe domnul Motan. Bă, Dragoș, bă. Să dăm mașina. Dragoș. Bă, frate, bă. Haideți, bă, nu vă mai prostiți atâta. Hai, domnul Motan, ridică-te de pe jos ca să plecăm de aici. Băieții, fiți atenți. Mor pe casă. Pentru că sunt o pisică agilă. Bă, dă-te, bă, jos de pe casă, bă, că vine omul de la geam, frate. Păi da, și mă ascund pe casă. Bă, 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 băieți, bă, bă, trebuie să plecăm odată de aici, că vine omul de la geam. Bă, stai, bă, Dracula, să te ajutez. Bă, ce-ai făcut cu mașina? Bă, domnul Limotan, bă, 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 acum e șansa noastră să plecăm, bă. Uite-l, uite-l, bă, a, vine după mine, ajutați-mă! Dragoș, dă-te jos și bate-l. Bă, dă-te, mă, tu jos și bate-l. Bă, aoleu, bă, ți-o urca pe casă, bă, băieți, bă, hai să fugim. Bă, băieți, bă, uitați cum se uită. Bă, uitați ce malefic e omul de la geam. Bă, vine încoace, vine încoace, bă. Băgați-vă în casă, băgați-vă în casă. Lasă că... Bă, n-are cum să intre, bă. N-are cum să intre. Bă, e ușa închisă, n-are, mă, cum să intre. Bă, băieți. Bă, m-am deschis ușa din greșeală. Bă, de ce ai deschis ușa, bă, băgați-vă în casă. Bă, ascundeți-vă. Dar nu vine, bă, stai că... Domnul Motan, haide! Bă, domnul Motan, bă, ai grijă cu el! Bă, bă, Dragoș, bă, ce ne facem, frate? Da, de puțin, cam o idee, aici vom trăi, asta va fi noua noastră casă. Ne apucăm, eu zic să ne Așa, eu zic să ne apucăm de baricadat, asta va fi noua noastră casă. Bă, bă, asta e din lemn, bă, nu o să funcționeze să fii baricadă. Uite ce ușor se strică. Așa, baricada! Bă, uite-l pe omul de la geam cum se uită la noi. Bine, fii atent, am un plan mai bun. Ce plan? O să-i trag cu o rachetă pe geam. Bă, bă, să ne bombardezi, Dragoș, Dragoș, păi nu, da! Să nu faci asta! Ai, dica, Dragoș! Băieți, fiți atenți aici, am un plan. Deci chiar muncea și fugim. Păi da, bă, fugim, bă, dar e o mașină aici pe dreapta. Uitați, bă, mașina acolo. E o mașină, hai să o luăm. Mergem. Bine, fuga, fuga, hai! Rapid, să luăm mașina! Să luăm mașina! Ne mutăm la geamul spatele nostru! Luăm mașina, hai să fugim, 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 fugim! Hai, domnule Motan! Hai, de dai față, dai! Bă, dai, tau, bă, trebuie să o luăm pe aici, pe la dreapta! Bă, tapă pe aici! Hai, pe stradă! Bă, trebuie să fugim! Bă, hai, că știu eu unde mergem, bă, nu mergem la noi acasă să scăpăm de omul de la geam! Stați, bă, băieți, bă, stai să întorc mașina! Hai, bă, băieți, că vine omul de la geam, bă, Claud în spate! Nu vine, bă, asta nu mai vreau! Bă, da, vine, fugi! Uite-l!
nu te mai lasă conduci Draculas niciodată. Păi abia am luat și eu permisul. Da la buci, ca la tuci. Bă, Dragoș, bă, nu te mai fofi la atâta, bă, și hai odată, bă, că te-am legat distanul ăsta ca să mergi. Bă, Dragoș, bă, ți dau cu capul din perete. Bă, Dragoș, calmează-te. Bă, Dragoș, calmează-te. Am cancer cerebral. Bă, vreau acasă, de ce mă legi de scaun? Vreau acasă, asta nu e acasă. Unde suntem? Suntem în abis, suntem în morți, suntem la executarea președintei. Au. Ce faci, domnul Limotan? Domnul Limotan, să lăsa, mă. Bă, nu. Bă, băieți, calmați-vă, bă, oleacă, calmați-vă. Bă, băieți, v-am adus aici. Draculas, ești sigur? Că aici trebuia să ajungem. Bă, am căutat urmă de viață. Bă, nimic. Dragoș, nu ai mort aici. Dragoș, toată lumea e moartă aici. Dragoș, dă-l încoace. Dă să fug cu el. Dragoș, bă, dă-l înapoi, bă, ca să vă explic, bă. Gata, rod asta. Bă, nu rost, bă, nimic. Stați, bă, băieți, să vă spun ce am venit aici. Mamă, ce bună au astea, să mor eu de nimile, mai își băgam, adică. Bă, Dragoș, bă, stai acolo, bă, băieți, lăsați-mă să vă explic de ce am venit aici. Vrei să te bat? Bă, nu putem merge acasă, fiindcă vine omul de la geam cu noi. Se aude ceva din partea aia, Dracula, se aude ceva din partea aia și nu mai vreau să merg. Bă, băieți, am venit pe drumul ăsta, fiindcă nu putem merge acasă, că omul de la geam ne fugărește, bă. Trebuie să scăpăm de omul de la geam. Dă drumul. L-am aruncat, bă, peste perete. Bă, l-am aruncat pe Dragoș, peste cealaltă parte a zidului. Ajutor, mă mai țin într-un firicel de păr. Bă, domnul Limotan, bă, ce faci, bă? Bă, nu mai faceți... Am vrut să-l ajut. Nu mai faceți gălăgie. Hai să fugim, Dragoș. 360? Bă, băieți, băieții Motanii, domn Motan, Dragoș Motanu, bă, nu mai faceți gălăgii, că vine un mult la geam. Dragoș Motanu, cel deștept, nu poți să vezi cât de intelectual sunt, am munca mai mare ca al tău, ha-ha, ești un fraier, o să mori în iad, ha-ha-ha. Bă, Dragoș Motanu, cel deștept, bă, dacă nu suntem atenți, omul de la geam poate apărea oricând. Bă, Draculas, uite unii mamă. Aaaa! Au! Bravo, bă, ți-ai rupt picioarele. Bă, băieți, bă, dacă nu suntem atenți, bă, o să ne găsească omul de la geam. Stai, ce s-aude așa? Bă! Bă, e omul de la geam acolo! Bă, uitați cum se uită la noi! E acolo! Ăsta am o idee! Gata. Stai, Dragoș, intră, uite, intră puțin. Am o surpriză pentru tine acolo, intră. Închidi, bă, ușa, bă! Bate cu el, Dragoș, nu ieși de acolo! Bă, ții cu ea tu ușa! Hei, salut, domnule om de la geam, vrei să fim preceni? Du-te, bă, lângă el, bă, vezi dacă e prietenos. Bine. Stai că îi dau cu Charmin. Oh, bună ziua, domnișorule. Știi, eu vin dintr-o... Auzi, stai că tu-i cumva constructor? Pentru că arăți beton. Auzi, mi-ai pierdut numărul. Poți să mi-l dai pe al tău? Ce ai spus? Vrei să ne giugiulim? Bine. Ta-na-na-na. Bă, Dragoș, bă, nu așa, bă! Draculas, e rândul tău acum, hai, du-te! Bă, eu cred că e rândul tău, bă, du-te și vorbi... Bă, nu-mi închizi tu, bă, deschide ușa asta, domnule Motan! Draculas, du-te și vorbești cu el în momentul ăsta! Da... Domnule Motan, bă, stai, bă! Urim amândoi! Domnule Motan, bă, e rândul tău să te duci să vorbești cu el, hai, ridică-te de pe jos! Hai, bă, Ceușecosu, bă, ridică-te de pe jos! Vino, bă, încoa și încearcă să comunici cu el, bă, să ne lași odată în pace. Aoleu, bă, dar... Ce să-i zic, bă, la ăsta? Uite-alea că ce urât e. Bă, spune-i ce vrei tu, bă, numai fă-l să nu mai vină după noi. Bunicuțo, de ce ai ochii aia așa mari? Ca să te holbezi mai bine la mine? Bunicuțo, de ce ai dinții aia așa mari? Vai, dar ce dantură are. Bă, Draculas, bă... Domnul Limotan, bă, nu așa, bă, nu așa! Aoleu, bă, stai, bă, că mă duc și eu să vorbesc cu el. Domnule de la geam, te rog, lasă-ne, îți dăm tot ce vrem. Bă, ți-l dăm pe Dragoș Motanu cel deștept. Ia vină, bă, că-ți dau curanga asta! Domnul Limotan, bă, ridică-mă, bă, de pe jos. Stai, bă, stai! Care-i odată în tine? Draculas, care-i odată în tine? Omul de la geam, bă! Da? Bravo, bă, na, că ai ajuns aici lângă mine. Poftim, ești mândru, știi cum stăm toți trei întinși pe jos, bă, gata ne duci capul, pe toți trei. Atât ne duc neuronii, bă, să stăm întinși pe jos. Dă o berii, Dracula. O berii vrei, nu? Stai să vezi ce berii îți dau acum.
Domnule Motan, dar ce faci aici la masă? Taci, taci, bă, din gură. Că am, vorbesc acum cu cum te chema? Aia. Bă, ai băut, bă, prea om, mult, domnule Motan! Bă, ai băut prea... Bă, bă, s-o enervat. Stai așa, domnule Motan. Lasă-mă jos cu o stiu mare, dacă da? Stai puțin, fii atent cum jucăm aici. Bă, jucăm piniata, domnule Motan, stai să vezi. Domnule Motan, vezi, te-a cu propriu de el? Nu, acolo... Da? Bă, jucăm piniata aia. Opa! Zi, bă, e mai bine acum? E mai bine să stai la bere cu omul de la geam? Zi, domnule Motan. Da, bă, chiar mi-e singurul meu prieten. Ai de capul meu, băi, motanilor, ce mă fac cu voi? Domnule Motan, ia sticla asta de băutură, bă, și încearcă să te împrietenești cu omul de la geam. Bă, să-i o dai lui, bă, nu s-o bei tu! Stai, că am băut jumate. Uitați, am păstrat jumătate pentru dumneavoastră. E o bere foarte bună. E luată din cel mai scump oraș din Germania, da. Cea mai bună bere, uite! Nu-i umflă cu berea! Pă, domnule Motan, bă, uite așa se face, iei berea de pe jos. Da, omule de la geam, uite, eu, Dracula, vreau să-ți dau această bere foarte bună ca să o împart cu tine! Nu cred că putem bravo, fi bă, prieteni. Bravo, bă, Dracula, bravo! Pă, nu cred că putem fi prieteni cu omul de la geam. Stai, bă, eu nu mă las. Bă, n-avem, bă, cum să ne prietenim cu el. Orice am face noi cu omul de la geam, bă, nu putem, bă, nu putem! Stai, bă, am eu o idee. Ce idee ai, domnul Motan? Îl călcăm cu mașina. Bă, că să-l călcăm cu mașina, eu nu cred că funcționează, bă, să calci așa ceva. Dă-te! De ce mi-ai spart roțile? Bă, nu ți-am spart nicio roată, nici n-am tras. Dracula! Stai, bă, că te ajut acum. Stai puțin. Băieți? Băieții! Băieți! Da, băieți, da, Dragoș Motanu, cel deștept. Fiți atenți aici, după mine, că am găsit ieșirea. Încolo este omul de la geam, iar încoace, după această ușă, este cheia spre casă. Sunteți gata? Da, bă, doar hai odată să mergem acasă. Așa! Bă, ce? Na, bă, na. Bă, închide, bă, închide aici, bă, Dragoș, bă, închide, bă, asta, nu, că vine omul de la geam. Bă, închide odată asta, bă, ca să plecăm de aici, bă. M-ați blocat cu el! Da, uleu, bă, Dragoș. Bă, stai puțin, bă, Dragoș. Bă, hai să ridicăm pe Dragoș de pe jos, bă, să plecăm odată de aici. Bă, Dracula, stai calm. Eu, fiind motanul cel deștept de acum, că aparent Dragoș nu mai e, am găsit soluția. Uite, bă, nu aveam conexiuni la internet, uite ce am făcut aici. Bă, ce-s-astea, eu-s motanul cel deștept și o să fiu tot timpul. O distrus alea. Nu mai avem cum să ajungem acasă. Bă, hai, bă, băieți, odată acasă, bă, că știu eu drumul, veniți cu mine. Băieții, am găsit eu adevărata ieșire. Haide, stați puțin. Ce pe aici, bă, băieți, bă, hai pe aici, bă. Stai. Deschide, bă, ușa pe aici. Băieții, sunteți gata, bă? Intrăm! Haideți! Hai, bă, spre casă, bă, odată, hai, mergem spre casă. Mamă, bă, Dragoș, bă, ce-o mers aia. Băiatul ăsta s-a născut. S-a stins portalul pizza acum. Bun, nu cred că mai poate să ne mai urmărească omul de la geam, pentru că n-a reușit să intre în portal după noi. Bă, omul de la geam sigur o să apară, că acum sigur, bă, e pe drum și vine după noi. Trebuie să facem ceva, să-l ademenim aici, bă, să-l distrugem pe omul de la geam. Bună idee, fii atent aici, că mă duc să creez o invenție, stați aici. Bă, Dragoș, vezi să nu distrugem barul. Vezi să nu... Nu aveți voie să intrați, afară, acolo fiecare... Vezi să nu distrugi ambarul, Dragoș, ambarul! Vezi să nu distrugi ambarul, Dragoș, să nu distrugi ambarul! Să nu distrugi ambarul, copchelic, să nu distrugi aici ambarul! Dragoș! Băi... Să nu distrugi ambarul. Ascultă-mă, te duci afară și mă las să-mi fac treaba. Bine, iartă-mă. Așa. Mândra mea cu mine, suntem fericiți și ne plimbăm pe bulevard ca doi îndrăgostiți. Ta-na-na-na. Bă, du-te, mă, că acum muncesc. Bă, muncești, bă, dar cât ți-a, Dragoș, că m-ai lăsat singur cu domnul Motan, uite-te puțin la el ce nebună-i. Ieși afară că muncesc. Bă, Draculas, am făcut rachetă, bă, fii atent. Wow! Bă, domnule Motan, bă, ce rachetă e aia?
De acolo sunt, unde sunt? Nu mai văd. Ești bă. Bine? Domnul Limotan, bă! Auleu, domnul Limotan, ești bine, frate? Băieți, veniți! Am terminat! Bă, Dragoș, bă, te-ai murdărit tot! Ce-i asta, bă, Dragoș? Ce? Poți trag în ea? Nu! Nu, să nu atingi! Ia, ieșiți, ieșiți de aici, ieșiți, bă! Băieți! Vreau să mă culc pe ea! Bă, să nu distrugeți ambarul ăsta, bă, că m-am chinuit o grămadă să refac aseară. Bă, bomba asta este o bombă mică inofensivă. Ce înseamnă asta? Îl ademenim în hambar aici. Bă, să nu-i spui, dar domnul Motan o să fie momeala. Și îl ademenim aici și pe aia bubuim bomba asta care o să dea un shockwave de adormire. Atâta, doar o să adormă, nu o să distrugă nimic, înțelegi? Bă, Dragoș, bă, bă, eu sper să-ți meargă planul. Hai, trebuie să-l ademenim. Domnul Motan! Unde e domnul Motan? Mergi pe car, bă. Sunt acrobat. Stai, bă, că ți-arăt acum acrobație. Ia uite ce acrobație. Domnule Motan, am nevoie de tine. Domnule Motan, fii atent aici, da? Deci ești pe bărbatul ăla de ne-a urmărit zilele astea. Nu vrei să-l omor, nu vrei să-i rup capul, nu? Fii atent ce vom face. Și pentru că știm că ești mai puternic ca el, tu... Te vei duce la el și îl vei atrage în hambar și acolo este un meci de box unde noi o să-l legăm și tu o să-l bați. Ce părere? Bă, meci de box? Stai așa. Da, și tu... Așa, și îl bați. Păi trebuie să mă antrenez mai întâi, stai. Trebuie, nu pe mine! Ha! Bă, tu te-ai țăcănit la cap, bă, ce-a fost cu pumnul ăla? Stai. Dacă, stai, bă, că... vezi, că scot ranga, bă, la tine acum... Mi-am pregătit de apa, dar trebuie să-mi pregătești și sânga. Fii atent, domnule Motan, în curând. Dacă mai vine, dacă mai vedem prin zona, dacă mai pornește alarma și face ooo, tu o să-l atragi în hambar și așa o să salvăm lumea de el, o să-l distrugem și tu o să fii câștigătorul pe catalioane de țări, ce părere ai? Îl aud pe Dumnezeu! Mă vrea în împărăția cerului! Nu te vrea, mă vrea în împărăția cerului! Okay. Este! Doamne, bă, haideți bă odată în hambar! Haideți, bă, băieți, odată în hambar. Hai, băieți, în hambar. Să-l aducem pe omul de la geam. Haideți. Băi, ascultă-mă aici, Dracula. Ia atent aici, da? Te ascult, frate. Te ascult, frate, Dragoș. Uia! Uia! La geam și când vine, o să-l atragă domnul Motan înăuntru. Înțelegi? Uia! Atunci, o să detonez bombița și gata. Bă, Dragoș, poți să mori din bomba asta? Stai, bă, nu, las-o. Aia e acolo, în caz că-i dai brătaie prea mare. Bun. Domnule Motan, stai aici pe scaun și aștept să vină, ești un motan cu minte și aștept să vină omul de la geam. Hai bă în casă. Da, domnule Motan, vrei o bere acum, spun. Înțeleg că vrei să stau pe scaun, bă, dar de ce mai legat de scaun? Îl văd! Rămâi acolo, stai să-i pun o bere, stai! Uite bă, ți-am pus o bere acolo, rămâi acolo, da, și fugi bă în casă, fugi în casă, sus! Hai la baie, bă, la baie! Hai să vedem, stai, bă, pe aici, la baie, hai să vedem, când o să vină, bă. Dragoș, unde ești? Aici. Hai să vedem când vine. Bă, uite-l, bă, iarăși se duce, iarăși. Hai să ne batem. Se duce! Hai, bă, nu, de ce fugi de mine, bă, vin. Nu, hai. Ce se va întâmpla? O dăm parte în parte, Amiția, explodam-to! Nu, n-a dat-o, explodam-to! Bun, e timpul! Pobuie! Domnule Motan! Bă! Nu, domnule Motan, ce-am făcut? Am pus bomba greșită! Bă! Domnul Motan, hai repede la el, hai repede la el să vedem! Nu, ambarul meu a fost distrus! Bă, da... tu l-am scăpat de omul de la geam! Hai rapid în hambar, Dragoș! Fugi, în hambar! Ambarul nu a fost distrus, e bine! Domnule Motan, unde ești? Domnule Motan? Domnule Motan! E în flăcări! Bă, domnule Motan, mai trăiești? E în flăcări. N-avem ce să facem, dă-te, îl vom înmormânta. Bă, cum să-l înmormântăm, bă, Dragoș, bă? Taci, ascultă. Melodia. A trăit și a servit pentru noi. El a compătimit, a omorât și a iubit. Pentru noi era copotă mie. Bă, Dragoș, bă, taci-o leacă din gură, bă! Domnule Motan! Auleu! Bă! Domnule Motan! Bă, de ce ai îngeri? Ce-i asta, bă? Ce-am îi?
Ești în cerpă, nu mai știu să vorbesc. Ce merge să trag în el, uite, se duc glonțe prin el. Se duc glonțe prin el. Bă, stați eu. Bă, bă, domnule Motan. Se duc glonțele prin el. Bă, domnule Motan. Domnule Motan, cred că ai murit. Domnule Motan, cred că ai murit. Și te-ai transformat în înger. Ce-am făcut, bă? Păi te-ai transformat în înger, bă. Domnule Motan, hai să-ți spun ce s-a întâmplat. Bomba care eu am pus-o nu a fost bomba corectă și ai murit și te-ai transformat în înger. Dar, vezi partea bună, te glanțele prin tine. Lasă-mă, Dragoș, bă, eu te iert, bă. Aoleu, bă. Burțile și ungile. Draculas. Bă, ai murit, bă, și ești înger. Vai, bă, da. Lupta asta m-a lăsat așa cu o seti. Bă, bă, Dracula, asta-i Barry, nu? Bă, asta-i Barry, da. Bă, 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 nu mai simt gustul, nu mai simt gustul. Nu! Dracula. Dracula. O zbura spre cer. Dracula, asta este minuna vieții. Asta este reîncarnarea și moartea. Asta este trăduința lui Dumnezeu. Vezi? Vezi? Acum o să am nevoie de puțin timp singur. Bă, ce s-a întâmplat? Domnul Motan a murit. Aoleu, bă, Dragoș! Nu se poate așa ceva. Bă, bă, băieți, știu cum putem să-l reînviem înapoi pe domnul Motan. Trebuie să mergem la catedrala pisicilor și numai eu știu cum se poate ajunge acolo. Să știi că, de fapt, eu am un GPS creat de mine la care am lucrat 3 luni să fac și eu. Au! Au, da! Dragoș, Dragoș, nu mai eu știu cum să ajungi la catedrala. Nu mai stau pe fața mea. Bă, nu mai eu știu cum să ajungi la catedrala pisicilor. Trebuie să mergem, Dragoș, la catedrala pisicilor. Draculas. Oh, yeah, so good. E numai vina ta, Draculas. Bă, e vina mea, bă, eu cred că e vina ta, bă. Da, e vina mea, da? Bă, trebuie să-l sunăm, bă, trebuie să-l sunăm pe preotul Constantinius, bă, că numai el poate să ne ajute să te reînviem înapoi. Haideți în casă, trebuie să-l sunăm pe preotul Constantinius. Bă, nu crede, nu credeți că a uitat ceva? Ba da, bă, să-l sunăm pe preotul Constantinius, exact. Vampirași, dacă vreți și partea a doua să-l reînviem pe domnul Motan, nu uitați să dați subscribe, like și comentariu și ne revedem în partea a doua cu domnul Motan și cu Dragoș Motanu. V-am pupat, vampirași, salutare!